Dacă ai putea să cumperi orice fel de mâncare, ce ți-ai cumpăra acum? Ceva de la Mac. Ce culoare are periuța ta de dinți? Am cu mov, cu verde și cu albastru. Care este supereroul tău favorit și de ce? Wonder Woman, pentru că face minuni și e femeie. Care e activitatea ta preferată în timpul verii? Să not. Dacă ai putea să mergi oriunde în această lume, unde ai vrea să mergi? În New Orleans. Unde ai fost cel mai departe de casă vreodată? În Moscova. Am trăit acolo 2 ani. Care este lucrul ăla care te enervează cel mai mult? Faptul că mi-a prea mulți înainte de concert și mă enervează când ceva nu era locul. Care este cel mai nasol loc în care ai rămas vreodată blocat? Lift. Am și claustrofobie, deci liftul e cel mai nasol. Dacă ai fi invizibilă, unde ți-ar plăcea să mergi? Oriunde în lume, pentru că știu că nu mă vede nimeni și nu trebuie să plătesc. Care e primul lucru pe care îl observ la cineva de sex? Mie îmi plac foarte mult instrumentiștii, sunt mort. Uit cum cântă și ce fac mai diferit decât alții, pentru că sunt milioane de instrumentiști. Ce produs ai refuza să promovezi? Hainele fake. Dacă ar fi să te prăbușești cu un avion, cine ai vrea să stea lângă tine? Chitaristul nostru, că m-ar rămâne, dar spun de ce, nu pentru că îmi place, pentru că o să iau panică și aveam panică înainte să ies pe scenă și doar el m-a făcut să mă calmez pentru că m-a învățat cum să respir și m-a lăsat și să țin de mână. Că m-ar rămâne, ești cu mine. Care este acel lucru pe care l-ai făcut până acum de care ești foarte, foarte mândră? Că de fiecare dată când am urcat pe scenă am dat tot ce am mai bun. Care este genul de muzică pe care îl urăști? Rock metal mi se pare prea exagerat. Nu-l urăsc, dar exagerat. Ai vreo poreclă? Multe porecle. Una e Pitica, așa îmi spun toți după X-Factor, pentru că eram cea mai mică și sunt și cea mai mică câștigătoare și de asta. Coco Bongo in Cancun.